A demarat sezonul competițional 2012 din Campionatul Național de Karting al României. În trecere organizată de Federația Română de Specialitate, instituție sportivă înființată în toamna anului trecut. Și în acest an, campionatul se derulează pe parcursul a 6 etape, dintre care 3 la București, 2 la Târgu Secuiesc. Iar marea noutate este că circuitul de karting de la Prejmer va găzdui etapa cu numărul 4 la mijlocul lunii iulie. Gazda rundei inaugurale, circuitul AMC Kart din București, a fost asaltat de aproape 30 de piloți, repartizați la 4 clase de putere, în funcție de vârstă, de la 6 și până la 18 ani. Este un sezon al schimbului de generații, o serie de piloți trecând la următoarea clasă de putere, și asta pentru că au atins vârsta necesară acestui important pas în carieră. Cea mai consistentă migrație s-a produs de la Pufo la Mini, grupa rezervată celor de la 9 până la 12 ani, unde au ajuns acum Andrei Ponta, campionul ediției precedente, și Mihai Tăricianu, ambii de la clubul Real Racing, precum și reprezentanții clubului Urban Fast, Tudor Pitulea și Adrian Manciu. Chiar dacă s-au aflat la debut în această categorie, cu toții au avut o comportare apreciabilă, în probele de calificări reușind să obțină pentru grila de start a primei curse poziții destul de avansate. Cu toate acestea, Tudor Pitulea și Andrei Ponta au fost ghinioniștii manșei cu numărul 1, pentru că un incident provocat de Vasile Didilă i-a trimis pe ambii în coada clasamentului. Andrei Ponta a plecat de pe ultima poziție în cursa a doua, dar, încurajat din tribună de prim-ministrul desemnat al României, micuțul premier a reușit o serie de depășiri, iar la capătul manșei a trecut linia de sosire pe poziția a opta, în timp ce Tudor Pitulea a terminat această cursă pe 6. În clasamentul general, debutanții Tudor Pitulea și Andrei Ponta ocupă locurile 6, respectiv 8, după două curse total diferite. Au fost ciudate. Nu mi s-a întâmplat să ies chiar așa de rău. Mai concret, în prima manșă, cum a fost? A fost cam greu, am ieșit. Mi-a plăcut. Totuși ai repornit în cursă și ai încheiat-o cu bine până la urmă? Da, am încheiat-o pe locul 5, de pe locul 13. Clubul de karting Urban Fast a prins podiumul la general, Vladimir Simion reușind să urce pe treapta a treia. Da, acum ultimele curse, am tras de mine cât am putut și am dat tot ce am putut. Și de pe 9 când am plecat, în prima manșă am ajuns pe 3. Alți doi piloți legitimați la clubul de karting Urban Fast, Adrian Manciu și Luca Șerbu, au terminat această primă rundă pe pozițiile 10, respectiv 13. În manșa a doua am plecat pe topa 11. Până la final cum a fost? Până la final a fost cam neplăcut, deoarece mi s-a spart scaunul. În prima am tras tare de pe 13, am ajuns pe 7. Ceilalți piloți s-au aruncat în afară, au fost wrestling cu carturile. Și în a doua manșă? În a doua manșă am fost pe 6. Tot la fel s-au lovit. Singurul pilot de la Urban Fast care a concurat în cadrul clasei de putere KF3, categorie rezervată sportivilor de 13 până la 15 ani, Alexandru Pitulea, a încheiat competiția pe un onorant loc 5. Cea de-a doua etapă din Campionatul Național de Karting este programată la 20 mai pe același circuit AMC Kart din București.